Farul întâlnește pe Dinamo în această etapă cu numărul 6. Sunt două echipe care au pierdut runda trecută cu același scor 0-1 și acum caută să-și revină. Un 5-3-2. Oh, ce ocazie! Ieșise Ieșanu să recupereze balonul, mingea deviată în imagine George Ganea, mingea deviată și Ieșanu era să se trezească cu mingea în poartă la o ieșire nu tocmai inspirată. Detentă frumoasă a lui Ganea. Între timp farul recuperează De Neuer. Centrarea lui De Neuer vine în viteză și trimite alături. De Neuer pe jos și șutul în gol al lui Hefte. Excelentă centrarea lui De Neuer. Hefte se bucură acolo în fața galeriei. Deschidere de scor rapidă, minutul 12. Hefte își confirmă încă o dată vocația de goalgetter. Rezolvare extrem de simplă și mai ales extrem de eficientă. Revedem faza. Flancul drept al apărării Dinamo este descoperit. Centrarea și apoi seria de execuții tehnice de mare finețe și extrem de precis. Revedem faza golului cu centrarea lui De Neuer. Stopul lui Hefte, mingea rămâne acolo. O piruet. Pasă pentru Hefte și Hefte caută colțul lung. Da, cred că Hefte n-a fost în offside. Atac periculos al lui Dinamo. Sprintează în mare viteză și șutează puternic. Prinde poarta Steliano Filip. Șutul prins însă fără probleme de Ioani. Moment de entuziasm l-a cuprins pe Filip. A văzut poarta, n-a mai stat pe gânduri, a tras, încearcă să profite Ciobanu! Ce bombă prinde Ciobanu! Alături. A fost o nesincronizare acolo între Amzar și, cred, Steliano Filip. Șutul feroce al lui Ciobanu. Țin cam încet, De Neuer centrează! Și Hefte zboară pe lângă minge și pe lângă 2-0. Da, greu de jucat această centrare. În niciun caz cu cap. Hefte, trece Hefte, încă un dribling al lui Hefte. E câștigat acolo de Romario Pires și o boltă care intră în poartă. Îl scrie Hefte de la centrul terenului. S-a retras Ieșanu. Ar fi putut să ajungă această minge, dar a alunecat exact în momentul în care se pregătea să intervină. Și Hefte face 2-0. Suferința teribilă prin care trece Mihai Ieșanu. Surprins de această boltă a lui Hefte. Iată-l pe Hefte și trage de la 60 de metri, cred. Ieșanu este acolo, putea să intervină, îi alunecă însă gheata. Cred că ambele ghete i-au alunecat. Și când se pune mâna pe minge, se prăbușește și balonul intră în poartă. Fază de mare spectacol, fază de mare ghinion pentru Ieșanu, de mare maestrie tehnică pentru cel care înscrie al doilea său gol. Pitu. Din nou Pitu în careu. Centrare pe jos! Și iată, este din nou gol, înscrie de data asta Ganea. George Ganea face 3-0.
Momente de forță ale farului. Entuziasmul din jocul viitorului se pare că nu-l molipsește și pe Gică Popescu, care primește gânditor la ce se întâmplă în teren. Avem un general printre noi, să trăiți. A fost Purece și apoi șutul tare la colțul scurt al lui Ganea. 3-0. Ciobanu bate cornerul. Bară! Extraordinară execuția lui Ciobanu. Uite de șutul lui Hefse din prima repriză, care s-a dus în stâlp. De golul primit de la centrul terenului și încă o bară acum din corner. Atac la minge de... Șutează Pitu, minge grea, Purece, scoate de pe...